două săptămâni grele de antrenament, cum a fost? Da, două săptămâni grele, dar normale, să zic. Trebuia să fie greu, că dacă n-ar fi fost greu, n-ar fi fost normal. Știm ce ne așteaptă la Cupa asta mondială. Suntem considerați cei mai slabi din grupă, asta e adevărul. Deci trebuie să ne pregătim să schimbăm lucrul ăsta. Deci totul e prin pregătire, muncă, serios și înainte. Foarte multă pregătire fizică. Cum se împacă un pilier cu pregătirea fizică? Vedem destul de bine că în rugby modern, în ziua de astăzi, pilierii aleargă la fel ca linia a doua sau a treia, ceea ce trebuie să facem și noi. Deci trebuie să ne pregătim la nivel internațional. Ce ți s-a părut cel mai greu în acest prim stagiu? Testele fizice pe teren și blocurile astea de fizic care au fost unul după altul, să zicem așa, dar, cum am zis mai înainte, e normal să fie greu, deci nu se schimbă nimica. La finalul acestui stagiu, antrenorii vor trage linie, vor rămâne cei 40 de jucători. Ai emoții? Da, ca orice jucător, cred, sper să avem toți emoții, că până la urmă suntem toți în competiție, ne tragem unul pe altul să fim cât mai buni și cu cât ne ajutăm unul pe altul să fim mai buni, cu atât echipa o să fie mai bună. Deci da, am emoții, sper să fiu următorul grup de 40 și de asta am dat totul timp de două săptămâni. Spune-mi, te rog, cum e concurența acolo în prima linie? Concurența e grea, să zicem așa, că sunt pilieri buni, pilieri care joacă la nivel mai înalt, la nivel mai jos, dar toți au un nivel foarte bun. Și, cum ziceam, de asta trebuie să tragem cât mai tare, să fim mai buni decât celălalt și celălalt să fie mai bun decât tine, ca să ne ajutăm să creștem cât mai mult. Ce poate aduce Costel Burțile la echipa României? Ce poate să aducă? Poate să aducă agresivitate, suflet pentru echipă, muncă și un nivel de joc cât mai ridicat, sper eu. Ce ar însemna pentru tine prezența la Cupa Mondială? Prezența? Ce ar însemna? Ar însemna apogeul carierei unui jucător, cred. Eu așa îl văd. Sunt foarte puțini jucători care au reușit să joace o Cupă Mondială. Deci pentru mine ar fi încoronarea unei cariere. Deci ar fi extraordinar.